Vizita oficială a președintelui turc Recep Tayyip Erdogan este programată pentru prima jumătate a lunii mai 2017. Potrivit ambasadorului extraordinar și plenipotențiar al Republicii Turcia, Republica Moldova, vizita va fi una strategică. Turcia-Moldova ilişkilerinde çok geniş dosyalar var tabii ki. Ticari ilişkiler, ekonomik ilişkiler, siyasi ilişkiler. Bu dosyalarla hazırlıklı olarak gelecek. Hemen bir müjde vereyim. Ziyaret sırasında Türkiye-Moldova ilişkileri stratejik ortaklık düzeyine çıkacak. Bu en güzel müjdem. Bu siyasi ilişkilerimizin düzeyini de yansıtacak zaten. Astăzi, între Moldova și Turcia s-au stabilit relații bune în domeniul economie, turism, ajutor umanitar, iar vizita lui Recep Tayyip Erdogan va consolida și îmbunătăți acest rezultat, a specificat ambasadorul. Hulusi Kılıç și-a exprimat încrederea în calitățile profesionale ale celor doi președinți și a Başkanului Găgăuziei vor deveni un instrument solid în dialogul dintre state. Birbirlerine benzeyen yönleri de var iki cumhurbaşkanının. İkisi de dost iki halkın liderleri. Halk tarafından. İkisi de çok serbest konuşuyorlar. Unutmayalım ki Cumhurbaşkanı seçildikten sonra telefon eden ilk Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan oldu. Bunlar çok önemli adımlar baktığımız zaman. Irina Vlah se arată optimistă cu privire la vizita președintelui turc. Găgăuzia, cum a și specificat Recep Tayyip Erdoğan, este un pod dintre Moldova și Turcia. Multe proiecte au fost implementate în Găgăuzia cu sprijinul Turciei, iar cu ajutorul lui Igor Dodon vor fi făcute mai multe fapte bune pentru întreaga țară. Başkanul Găgăuziei se arată convinsă că, în calitate de economist, Igor Dodon va fi capabil să coopereze cu Turcia în beneficiul țării noastre. Наша открытость, наше желание работать и хорошие контакты между двумя лидерами однозначно помогут все эти начинания воплотить в жизнь. И важно то, что сегодня президент нашей страны достаточно мобилен, достаточно быстро реагирует на все вызовы, которые присутствуют. Мы чувствуем динамику, энергетику и работоспособность. Давно такого не было. În luna mai, anul curent, președintele Moldovei și Turciei s-ar putea întâlni de două ori. În data de 22 mai, Istanbul va găzdui reuniunea 12 lideri ai statelor membre a Organizației Cooperării Economice a Mării Negre.